Bun că am reușit calificarea printr-o victorie. Un lucru mai puțin reușit în această seară, când 3 minute eram aproape să intrăm în prelungiri, pe un fond de neatenție, pe un joc pe care l-am controlat în totalitate, iar în 3 minute, pe două neatenții, i-am băgat în joc pe adversari. Lucrul ăsta putea să ne coste. Important este că am rămas puternici, și am reușit să câștigăm și am reușit ca după 26 de ani ca să ne calificăm în primul tur, să trecem de primul tur. It's a good thing after this night that we were able to qualify with a victory. Not so good thing was that in 3 minutes we conceded 2 goals, and that is not a good thing because these 2 goals we conceded after in a period that we dominated the game, we controlled the game, and we were not fully focused, and we took 2 goals in 3 minutes. This is not good, but I want to mention that we were able to qualify. How do you explain that we cannot get far from this score 3-2, the third victory with 3-2. Da, aș fi preferat cel puțin să nu avem emoțiile. Adică aș fi preferat 3-0 și după care să cât de cât să așa 2-2 a fost complicat. Dar trebuie să fim mult mai atenți, nu încă nu așa, după meci, încerc să văd cum au ajuns în situație de a marca, ce s-a întâmplat. Pentru că aceeași impresie am avut-o și cu meciul trecut, 3-2, un meci pe care l-am controlat și am avut tot timpul impresia că ultimele 20 de minute adversarul ne-a dominat, ceea ce nu s-a întâmplat după revederea meciului. Adversarul, în minutul 91, noi am avut 10 jucători în terenul advers. Și s-a întâmplat să fie în minutul 93. Am dat destul de ușor mingea adversarului. De asta spun că aștept să văd meciul pentru a remedia greșelile care s-au produs. Pentru că am dominat meciul fără nicio problemă. N-am avut nici cea mai mică problemă în a avea posesie, în a deschide jocul în benzi, ce ne-am propus și trebuie să analizăm bine situația ca pe viitor să nu se mai repete. Pentru că marcăm, am arătat un joc ofensiv în toate meciurile pe care le-am disputat. Dacă ne luăm în urmă și meciul amical cu Legia, în care am marcat 3 goluri, într-adevăr, pe faza defensivă am avut neconcordanță. Sper ca pe viitor, cât mai repede să le îndreptăm. To be honest, I would have preferred not to have these emotions. The question was about the score, that is the third game with the same score, 3-2. I would have preferred not to have these emotions on this game. I would have preferred to win 3-0, but at 2-2, we had a little bit of emotions. It's important for us to correct all the errors that we make when we concede goals like this, because if we look at not at this game, at the last game with Vincen, it looked like the opponent after the 70 minutes was a little bit over us. But if you look the game again, you will see that is not true. You will see that in 93 minutes we had 10 players in the opposite side. So in the future we have to correct our mistakes, not to concede so easy goals. Poate fi considerată de dumneavoastră o victorie amară, ținând cont de împrejurări și de faptul că la final s-a strigat din nou demisia? Can this victory be considered for you a sad victory, taking in consideration that after the game the fans were critical with you? Nu, ăștia sunt fanii noștri, așa mai radicali. Sperăm ca prin rezultatele noastre să le schimbăm opinia. Eu îmi fac treaba cât pot de bine și trebuie să înțelegem, așa sunt fanii noștri la Craiova, mai extremiști.
sunt ai noștri și mergem cu ei înainte. Stadionul plin, mai țipă, mai fluieră. Când jocul nu merge, eu sunt obișnuit. Am jucat aici și, eu știu, am câștigat meciuri. La primele 10 minute când jocul n-a mers, s-a întors tot. Așa că sunt, sper ca ei să ajute echipa. Pentru că avem cel mai bun public din România. Cel mai fierbinte. Și trebuie să le acceptăm, eu știu, nemulțumirile. Sunt de aici, din Craiova, știu ce înseamnă publicul craiovean, doar că ar putea să fie mult mai permisivi. Mai ales că eu sunt unul dintre ei. They are our fans. We love them. We respect them. I know how they are. I know I'm from here. I know how impatient they are. Even when I was a player, if we win all the games and in 10 minutes in one game we don't play what they want, they start to criticize us. But I'm used to it. We like our fans. They are amazing. They come in big number at the stadium. All you have to do is to have results and to make them happy at the end. Vă considerați puțin și ghinioniți în încă de accidentările care au apărut, iată, încă de la primele meciuri? Da. Astăzi, Chelici a ieșit... Chelici a simțit o durere, să sperăm că nu e nimic important, pentru că dacă a avut întorsă, sunt lucruri care se întâmplă în fotbal, nu le poți controla. Atât timp cât ele nu sunt gen musculare, în sensul că putem controla sau am făcut un antrenament prea tare sau nu s-a încălzit, lucruri pe care nu le poți controla, în sensul în care dacă alergă după minge și calcă strâmpă când iasă și se umflă glezna la meciul cu Clinceni. Din minutul 20 a jucat cu glezna umflată. Tocmai de aia important este că să recuperăm, pentru că ne așteaptă un meci important. Un meci așa al orgoliilor. Știu ce înseamnă un meci cu Dinamo și aș prefera să avem pe toți apți, să fim acolo, să fim buni. The question was if the coach considers himself a little bit unlucky, taking in consideration all the injured players that we have, even in this game, Kerici, number 6, left the pitch with an injury. And the answer was for every coach, he would prefer to have all the players able to play, but in football these are things that you cannot control. This kind of injury, like Aka had in the game with Academica Clinceni, when he had a strained ankle, and from the 20th minute he played with a strained ankle. So like this was today. So these are things that we cannot control. But we want to make sure that I want to make sure that in the game with Dinamo we have our best team, because it's a big game for us, a game against a big rival, and I know, the coach knows how important is this game for the fans. Please. Bizim komandan heyetinde bir oyuncu, Abdullah'ın komandı, 2 oyunu 3 tane gol. Olmanın zevkini gösterir. Yoksa bizim futbolçunun güzel oynamanı. In our squad, number 10 scored 3 goals in 2 games. How do you think it shows that our player is better, or you have a big part and he scores 3 goals in 2 games? Este un jucător cu calități bune de viteză, cu o tehnică bună. A avut șansă să înscrie, dar în momentul în care înscrie 3 goluri, nu poți fi decât un jucător foarte bun. Sper să aibă o carieră pe care și-o dorește. Atâta tot. Nu. Este un jucător cu calități bune, Modric. He's a good player with a good speed, with good technique, and when you score 3 goals in 2 games, you cannot be a bad player. You can only be a good player. I wish to him to have a very good career and to get where he wants in his career. Dacă până acum aceste 3-2, rezultate de 3-3, nu au fost așa de savurate de public, v-ar plăcea să fie 3-2, sau 2-3 pe Arena Națională de Dinamo? Cred că, nu știu dacă memoria mă înșală sau nu, aduc aminte că nu am câștigat de foarte multe ori. Cred că ultima victorie datează de când evoluam eu și am încă părul alb. Și ultima victorie a fost tot cu 3-2. Știu pe Național Arena.
a fost în 23 august, știu că am câștigat cu 3-2. Orice victorie împotriva Dinamo, indiferent cât e scorul, nu face decât să te bucuri. Mai sunt întrebări? Vă mulțumesc! Bună seara!